Mai multe străzi din Târgu Jiu au devenit impracticabile după mai puțin de o jumătate de oră de ploaie torențială. O mașină a fost avariată după ce creanga unui copac a căzut smulsă de vânt. S-a intervenit pentru curățirea gurilor de preluare a apelor pluviale, rezultate în urma precipitațiilor căzute, în zona parcului central, pe strada 16 februarie, în zona Lido și pe strada Tipografiei. Intervențiile s-au efectuat ca urmare a faptului că aceste guri de scurgere stradală au fost înfundate de frunzele antrenate de ploaia torențială căzute. Probleme au fost și la cele trei grupuri de la termocentrala Rovinar, care au fost oprite în această dimineață după ce un fulger a lovit un transformator electric. Și în localitatea Vladimir s-a intervenit pentru deblocarea drumului care duce spre Săulești, după ce o plută a fost doborâtă în urma vântului puternic și a ocupat partea carosabilă. În zonă, firele de electricitate au fost mulse de furtună, iar oamenii au rămas fără curent electric. Probleme au fost și în județul Mehedinți. La Strehaia, canalizarea nu a mai putut prelua cantitatea foarte mare de apă și au fost inundate mai multe străzi. Din cauza ploii și traficul s-a desfășurat cu dificultate pe drumul național 6. Din fericire, ploaia a încetat, apoi s-a retras repede și nu a fost nevoie de intervenția pompierilor.